Scooterul Honda Forza 300 a apărut în anul 2000 și în cei 20 de ani de existență a fost îmbunătățit constant, ajungându-se în acest moment la o formulă de succes. Modificările radicale au avut loc în anul 2018, când șasiul a fost scurtat, cadrul a fost redesenat și scooterul a fost echipat cu control al tracțiunii și parbriz electric, rămânând în continuare unul dintre cele mai bine vândute modele de scooter din lume. Ce elemente noi au fost implementate în anul 2020 și cum se comportă acest scooter, veți afla în filmul de prezentare pe care îl postez mâine.